pentru că suntem la începutul unui nou an, aș vrea să vă fac și eu o, urare, o dorință care o am pentru viața mea, pentru viața familiei mele și pentru fiecare dintre noi care suntem în locul acesta. Ca în anul acesta să ne preocupe să împlinim tot ceea ce trebuie împlinit. Când Domnul Iisus Hristos a mers acolo la Iordan să fie botezat, Ioan a încercat să-L oprească și a spus următoarele cuvinte. Lasă-mă acum, căci așa se cade, să împlinim tot ceea ce trebuie împlinit. Și mă rog în anul acesta, 2019, Dumnezeu să ne ajute să împlinim tot ceea ce trebuie împlinit. Și ca răspuns a ceea ce facem noi, să fie anul în care Dumnezeu să confirme din cerul să spună, acesta este Fiul meu preobit în care îmi găsesc plăcerea. Aceștia sunt fiii mei, aceasta este biserica mea, aceasta este familia în care îmi găsesc toată plăcerea mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să facem tot ce trebuie împlinit. Aș vrea să vă spun că oamenii responsabili, când stau înaintea lor examene pe care trebuie să le treacă în viață, se pregătesc pentru aceste examene, nu? N-aș vrea acum să vă simțiți foarte prost copiii care mai aveți încă o săptămână de vacanță să vă aduc aminte de examene, dar noi, ca și oameni în lumea aceasta, trebuie să trecem multe examene, nu-i așa? Examene la școală, examene în viață și nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar mie mi-a plăcut întotdeauna când mă duc la un examen să fiu pregătit. Vreau să vă spun că la școală eram foarte atent la ore, nu învățam eu foarte mult în afara orelor, deși îmi plăcea matematica, fizica, nu trebuia să tocesc foarte mult, dar eram foarte atent la ore. Și când predac profesorul câte o, mat, câte o lecție, se întâmpla din când în când să spună ceva de genul lecția aceasta este foarte importantă, trebuie să o știți. Și îmi făceam acolo în caiet un semn, un X. Și știam că poate fi un subiect de examen. Și când învățam pentru examen, învățam din lecția aceea, știam că este o probabilitate foarte mare, pentru că era o lecție importantă. Spuneam că avem multe examene în viață, unii din copiii noștri anul acesta vor avea examen de admitere în anul nou, la liceu. Alții, bacalaureat. Alții, multe examene. În viața noastră de zi cu zi avem examene. Însă nu toți avem același examen Însă vreau să vă vorbesc în această seară despre un examen pe care îl vom da cu toții. Și l-am numit eu examenul ispitirii. Vedeți, Domnul Iisus Hristos, când a fost pe pământ, a fost Fiul lui Dumnezeu. Tocmai spuneam că Dumnezeu din cer a mărturisit, acesta este Fiul meu, în care îmi găsesc plăcerea. Și Domnul Iisus Hristos a avut de dat acest examen. Și n-a fost un examen ușor, pentru că examenul acesta al ispitirii nu este un examen ușor. Și dragii mei, aș vrea să vă spun că toți cei care suntem în locul acesta, orice ființă umană, va ajunge să dea acest examen. Am fost ispitiți, suntem ispitiți și vom fi ispitiți. Întrebarea care se pune este, suntem noi pregătiți pentru examenul acesta? Pentru că, când stăm în fața unui examen, avem doar două rezultate. Am luat examenul sau am căzut examenul. Am biruit ispita sau am căzut în păcat. Am fost biruiți de ispită. Ca să fim niște oameni biruitori, ca să luăm examenul acesta al ispitirii, să trecem cu bine, trebuie să fim pregătiți. Pasajul din această după masă, al doilea pasaj din uh, Matei capitolul 4, vorbește despre modul în care Domnul Iisus Hristos a fost ispitit. Ce credeți dacă ne uităm la modul în care Iisus Hristos a fost ispitit? Modul în care diavolul a venit la el? Credeți că putem învăța ceva din lucrul acesta? Aș vrea să vă spun că dincolo de lumea aceasta văzută și percepută cu ochii noștri fizici carnali, este o lume nevăzută o lume spirituală. Vorbește pasajul acesta despre diavol, vorbește pasajul acesta despre îngeri, pe de o parte diavolul cu îngerul lui, pe de cealaltă parte Dumnezeu cu îngerii lui, angrenați într-o bătălie spirituală. Și în această bătălie spirituală suntem angrenați și noi. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpetenilor, stăpânitorilor într acul acestui veac. Suntem angrenați în această luptă spirituală. Și de aceea trebuie să luăm toată armătura, să fim pregătiți, ca să putem ținea piept diavolului și să-l biruim. Haideți să vedem în ce constă această pregătire pentru examenul ispitirii. Mai întâi de toate aș vrea să spun că ispitirea în sine nu este un păcat. Ispita nu este un păcat. Spune Scriptura că și Domnul Iisus Hristos a fost ispitit în toate felurile, dar fără păcat. Ispita este încercarea disperată și permanentă a diavolului prin toate mijlocele, ca să ne facă să păcătuim. Este dacă vreți, Ispita este o ușă deschisă, este o provocare pe care diavolul ne face, este tentație, este seducție, dar în sine Ispita nu este păcat. Aș vrea să mai spun că de la capul locului că Dumnezeu nu ispitește. Diavolul este cel care ispitește. Spune Scriptura că Isus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul și Scriptura numește pe diavolul ispititorul. Dar oare are Dumnezeu ceva de a face cu ispita? Da, Dumnezeu îngăduie ispita. Dumnezeu a, îngăduit ca Isus să fie ispitit. Dumnezeu îngăduie ca noi să fim ispitiți. Le spunea ucenicilor, satana va a cerut să vă cearnă. Cu alte cuvinte, mi-a cerut voie. Dar eu m-am rugat pentru voi ca să nu vi se piardă credința. Dumnezeu este Cel care controlează. Dumnezeu este Cel care îngăduie. Dumnezeu este Cel care măsoară intensitatea ispitirii. Nu va ajunge nicio ispită care să nu fi fost potrivit cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios și drept nu va lăsa să fiți, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Dumnezeu controlează ispita controlează intensitatea ei la fiecare după puterea lui, pentru ca să o putem birui. Așadar, când vine diavolul la noi, nu suntem bătuți din start, nu? Ci Dumnezeu este cu noi atunci în ispită. Pe lângă faptul că o îngăduie, o controlează, Dumnezeu ne dă ajutorul său, ne dă puterea sa. Dragii mei, când ne ispitește diavolul? Tot timpul, nu? Nu este zi în care să nu fim ispitiți. În tot locul, poți fi ispitit la școală, la serviciu, în toate locurile, în tot timpul. Însă sunt momente în care suntem în atenția diavolului în mod special. Momentele când suntem noi mai vulnerabili. Și diavolul aș vrea să vă spun că ne cunoaște foarte bine. Și știe când suntem noi mai vulnerabili. Care ar fi momentele acestea când suntem mai vulnerabili? Domnul Iisus Hristos a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit, și scând. După o perioadă de succes spiritual. Domnul Iisus Hristos a fost acolo în apa a botezului, a fost botezat de Ioan și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu s-a coborât în chip de porumbel și din cerul s-a auzit un glas, acesta este fiul meu în care îmi găsesc plăcerea. În momentele când am avut experiențe extraordinare, când ne credem invincibili, când ne credem plini de putere și, într-adevăr, Dumnezeu a lucrat cu noi și prin noi, aș vrea să vă spun că imediat, în perioada următoare, diavolul știe să vină la noi. Așa a venit și la Elie, după ce a dat Dumnezeu acea izbândă pe Carmel, când s-a rugat și foc din cer a coborât, când a auzit Izabela ce a făcut prorocilor lui Bal, i-a pus gând rău și s-au tărât să-l omoare și îl găsim apoi pe Elie în pustie, deznădăjduit și vulnerabil și predispus ispitirii. Dragii mei, în momentele în care avem un anumit succes spiritual, în care ne credem tari și puternici, aș vrea să vă spun că chiar atunci poate veni diavolul la noi. Aveți duceți-vă aminte și de Petru. Când Domnul Iisus Hristos se întreabă pe ocenici, cine zic oamenii că sunt eu? Și Petru, prin descoperire divină, spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui înalt." Ferice de tine, Simone, că nu carnea și sângele, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica. Și dacă citim câteva momente mai jos, câteva versete, când Domnul Iisus Hristos le vorbește despre ceea ce urmează El să pătimească, tot același Petru ce să te ferească Dumnezeu să -ți se întâmple așa ceva, înapoi a mea, satano. Dragii mei, diavolul știe că atunci când avem succes, din punct de vedere spiritual, când suntem pe înălțimi, imediat, după aceea suntem vulnerabili și ne atacă. Dar nu doar în perioadele acestea în care avem succes spiritual, ci și în perioadele de criză, de pustie, suntem foarte vulnerabili. Domnul Iisus Hristos a fost dus de Duhul în pustie. Și dacă vezi, această pustie poate însemna încercările vieții prin care trece, momente de criză din viața noastră. Nu e așa că atunci suntem mai vulnerabili? Vulnerabili să nu mai avem încredere în Dumnezeu. Vulnerabili pentru că îl simțim pe Dumnezeu undeva departe departe de noi. Și diavolul vine atunci la noi, așa cum a venit și la Domnul Isus Hristos. În perioadele de criză suntem vulnerabili. Știți deci că atunci când Iov era uh, mai necăjit, mai plin de durere în trupul lui, a venit diavolul prin soția lui, blastă-mă pe Dumnezeu și -a pe mori. Dragii mei, trebuie să fim atenți pentru că în perioadele acestea de criză ale vieții, suntem foarte, foarte vulnerabili. Și atunci vine diavolul la noi. Dar nu doar când suntem pe culm de succes spiritual, nu doar când suntem în perioadă de criză în pustie, diavolul vine la noi în fiecare zi. Și de aceea trebuie să fim vegheatori, să veghem în fiecare zi. Pentru că nu ne slăbește, vine în mod repetat. Dacă n-a găsit succes la noi astăzi, vine și mâine și vine și poimine. Și în toate zilele spune Scriptura că diavolul ispitea pe Iosif. Și astăzi, și mâine, și poimâine, pentru că este modul în care lucrează diavolul. Pregătiți pentru examenul ispitirii. Trebuie să cunoaștem și să știm când suntem vulnerabili. Dar haideți să vedem în continuare, să vedem cum ispitește diavolul. Și am văzut aici trei domenii în care diavolul ne ispitește. Primul domeniu, ispita în domeniul nevoilor fizice. În domeniul acesta are ceva Dumnezeu de spus în nevoile noastre fizice. Nevoia de îmbrăcăminte, nevoia de hrană, nevoia de intimitate. Are ceva Dumnezeu de spus? Se bagă Dumnezeu în lucrurile acestea? Da, Scriptura ne spune foarte multe porunci pe care Dumnezeu le are cu privire la domeniul acesta al nevoilor noastre fizice. Dar vreau să spun că și diavolul are ceva de spus. Și diavolul are căile lui și are metodele lui. De aceea este foarte important ca în domeniul acesta al nevoilor fizice să ascultăm de Dumnezeu. A venit diavolul la Domnul Isus Hristos și a spus, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, nu cred că s-a îndoit diavolul că este Fiul lui Dumnezeu, nici Isus Hristos nu s-a îndoit de lucrul acesta. Poruncește acestor pietre să se facă pâini. Care era problema? Era problema că dacă Isus Hristos, oare nu avea Iisus puterea să poruncească pietrelor să se facă pâini? Ba da, avea. El a poruncit vânturilor, valurilor, bolnavilor, duhurilor, chiar și morților și-au înviat. Avea această putere. Însă Domnul Iisus Hristos n-a vrut să-și împlinească această nevoie, pentru că avea într-adevăr nevoia de hrană, pentru că era după o perioadă de post. N-a vrut să o împlinească așa cum îi spune diavolul, ci a vrut și în domeniul acesta al nevoilor fizice, să fie în totală ascultare de Dumnezeu. Dragii mei, în domeniul acesta trebuie să fim în totală ascultare de Dumnezeu. Pentru că știți ce face diavolul? Vine să schimbe prioritățile. Asta a făcut la Domnul Iisus Hristos. Din răspunsul Domnului Iisus Hristos ne dăm seama că de fapt diavolul asta a vrut. Omul nu trăiește numai cu pâine și cu apă, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, diavolul a vrut să schimbe prioritățile și să pună mai întâi nevoile fizice sau trupul acesta înaintea sufletului. Dragii mei, suntem foarte ispitiți să facem lucrul acesta în domeniul nevoilor noastre fizice, pentru că aceste nevoi ne presează. Și de foarte multe ori, așa cum se spunea, lăsăm lucrurile importante, împărăția lui Dumnezeu, pe locul 2, pentru că vrem să ne împlim aceste nevoi. Și multe dintre ele legitime și nepăcătoase. Nu vorbesc aici de, de nevoi păcătoase, ci nevoi legitime. Însă diavolul vrea să schimbe prioritățile, să spună, ocupă-te mai tâi de trupul tău, de familia ta, de bunăstarea ta, de lucrurile pe care îți fac ție plăcere, care te fac să te simți bine. Și cu Dumnezeu mai vezi. Nu Domnul Iisus Hristos nu lasă pe diavolul să vină să schimbe prioritățile, ci spune mai întâi sufletul, mai întâi cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, mă rog ca Dumnezeu să ne dea această putere, ca în domeniul acesta al nevoilor fizice să nu lăsăm, să diavolul să ne schimbe prioritățile. Dar diavolul vine în continuare și mai face un lucru. Ne ispitește să împlim aceste nevoi legitime pe căi păcătoase sau pe căi greșite. Spuneam că și el are ceva de spus în domeniul acesta al nevoilor fizice, așa cum spune și Dumnezeu. Haideți să luăm nevoia de hrană. Este o nevoie legitimă? Cum spune cuvântul lui Dumnezeu că ar trebui să ne primim această nevoie? Să lucrăm cu mâini harnice și așa să ne primim această nevoie. Dar știți că diavolul spune că se poate și altfel? Se poate și furând, spune el. Sau nevoia de intimitate. Dumnezeu a creat cadrul în care această nevoie să fie împlinită și acest cadru, se numește familia. Dar diavolul spune, se poate împlini această nevoie și altfel, astfel că oamenii au ajuns să trăiască în imoralitate și în promiscuitate. Dragii mei, trebuie să fim foarte, foarte, foarte atenți. Pentru că în domeniul acesta al nevoilor fizice, diavolul vine și ne ispitește. Să ne ascultăm de Dumnezeu, să ne alegem calea lui Dumnezeu, să nu împlinim nevoile pe în modul în care Dumnezeu ne-a lăsat să fie împlinite, să schimbăm prioritățile și diavolul vine la noi și în fiecare zi, în domeniul acesta, ne ispitește. Isus a spus, omul nu trăiește numai cu pâine și cu apă, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și în domeniul acesta al nevoilor fizice, să ascultăm de Dumnezeu. Dumnezeu a creat cadrul, a trasat limitele în care aceste nevoi, pot să fie satisfăcute. Dar și ce mai face diavolul? Transformă aceste nevoi în plăceri. Și după aia ne trezim că mâncarea și hrana ajunge în buibare, nevoia de intimitate ajunge păcat, și așa cum spuneam, imoralitate. Diavolul vrea să transforme aceste nevoi în plăceri și de acolo încep plăcerile păcătoase. Dragii mei, mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute să ne încredem în El. Dacă Domnul Iisus Hristos făcea ceea ce a făcut, ce a spus diavolului, nu se încredea în Dumnezeu care a promis că îi va purta de grijă. Dumnezeu a promis că și în domeniul acesta ne va purta de grijă în fiecare zi. Haideți să ne încredem în Dumnezeu, că în domeniul acesta al nevoilor noastre Dumnezeu ne poartă de grijă. Dumnezeu este Cel care ne binecuvintează. Un alt domeniu, un al doilea rând, un alt domeniu în care Diavolul vine să ne ispitească, este domeniul afirmării personale. Spune Scriptura că diavolul l-a dus pe Domnul Isus Hristos pe strașina templului și a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos că ce este scris și El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și te vor purta pe mâini. În domeniul afirmării personale, aș vrea să vă spun că fiecare dintre noi avem nevoia legitimă de semnificație. Și Dumnezeu a pus această nevoie de semnificație nevoie nevoia de a fi validați. Însă diavolul, în acest domeniu, sau altfel cum spune unul Ioan, lăudăroșia vieții. Să ne afirmăm, să ieșim în evidență. Și diavolul a venit să-L ispitească pe Domnul Isus Hristos, să-L pună la încercare pe Dumnezeu cu o motivație greșită. Într-adevăr, în Scriptură scria că El va porunci îngerilor săi să te poarte pe brațe ca să nu-ți lovești piciorul de o piatră. Diavolul l-a ispitit pe Domnul Isus Hristos să pur la încercare pe Dumnezeu cu o motivație greșită. Cu alte cuvinte, arată cine ești. Tu ești la începutul lucrării tale. Urmează să faci lucrarea ta. Te rog, fă spectacol. Pentru că la diavolul îi place spectacol. Atrage atenția asupra ta. Dragii mei, au fost în Scriptură oameni și multe exemple care au celut lucruri bune de la Dumnezeu cu o motivație greșită. În fapte 8 îl avem pe Simon, fiul lui Șeva, care doreau și ei puterea lui Dumnezeu. Dar motivația a fost greșită. Când vrei să folosești cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce spune Dumnezeu într-un mod greșit, aplicându-l greșit, aș vrea să spun că atunci nu e mai ești în voia lui Dumnezeu. Să îl ispitești pe Dumnezeu, bazându-te pe anumite versete din Scriptură cu o motivație greșită. Fie să te afirmi uh, într-un mod public, fie să uh, fii cineva. Diavolul a încercat în domeniul acesta al afirmării personale să-L pună pe Dumnezeu la încercare. Dar mai este și altceva. Să îl testezi pe Dumnezeu, nu că Scriptura scrie, puneți vă la încercare să-L testezi pe Dumnezeu punându-te în mod deliberat în situații critice, în situații limită. Aș vrea să vă spun că acum câțiva ani de zile am văzut un documentar despre niște așa ziși creștini care în timpul slujbelor erau cu șerpi în mână, nu știu dacă ați văzut -ați și dumneavoastră documentarul ăla pentru că ei se bazau pe Scriptura acolo unde spune că veți pune mâna pe șer, vă vor mușca și și oamenii acesta se, ju se jucau cu șerpii și spuneau ei, noi credem în Dumnezeu, pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Dragul meu, dacă te pui într-un mod deliberat, într-o situație critică, într-o situație limită, aș vrea să spun că îl ispitești pe Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu spune că vei călca peste șerpi, dar nu este vorba să te pui deliberat într-o situație de pericol. Să vezi dacă Dumnezeu te va salva, te va scăpa. Că de fapt asta trebuia să facă Domnul Iisus Hristos. De aruncă-te! Și este cuvântul în Scriptură să vezi dacă te va prinde Dumnezeu, să te pui într-un mod deliberat, într-o situație critică și într-o situație limită. Există momente în care Dumnezeu, da, într-adevăr, ne salvează într-un mod miraculos, dar nu pentru că noi ne-am pus în acele situații limită. Diavolul vrea să căutăm senzaționalul, la diavolul îi place senzaționalul. Și prin asta vrea să să atragă atenția asupra Domnului Iisus Hristos. Fă ceva senzațional. Nu și cum Pilat. Fă, te rog, o minune. Vreau să văd ceva. Oamenilor le place senzațional, le place miraculosul. Însă vedeți Domnul Iisus Hristos chiar și în cei care îl urmau pe El. Pentru că vedeau semne și minuni. Vedeau minuni. Domnul Iisus Hristos nu se încredea în ei. Pentru că știa că mai mult decât semnele și minunile, ceea ce, face pe, ce face pe un om să creadă cu adevărat, este cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, în domeniul acesta al afirmării personale, să fim foarte, foarte atenți, pentru că diavolul este foarte șiret și vine la noi să îl pună cercare pe Dumnezeu cu o motivație greșită, să ne punem în situații limită pentru a vedea dacă Dumnezeu într-adevăr ne răspunde pe baza scripturilor, să facem ceva senzațional. Este modul în care lucrează diavolul. Dragii mei, aș vrea să mă opresc aici și aș vrea să vă spun că niciunul dintre noi nu vom scăpa de atacurile repetate ale celui rău. Într-un fel sau altul, diavolul ne va ataca. Fie că în domeniul acesta al nevoilor fizice, fie că în domeniul afirmării personale, fie că în alte domenii care pasajul acesta vorbește, însă mă opresc aici, diavolul va căuta să ne ispitească. Întrebarea care se pune când suntem în fața acestui examen de dat și acest examen îl dăm în fiecare zi, îl luăm, biruim ispita Dragii mei, trebuie să ne uităm în Cuvântul Lui Dumnezeu și să ne echipăm corespunzător pentru a putea birui ispita. Domnul Iisus Hristos a avut la îndemână o armă și această armă a fost Cuvântul Lui Dumnezeu. Cei care se echipează într-un mod regulat cu această armă, cu Cuvântul Lui Dumnezeu, sunt oameni care atunci când va veni ispita, o vor birui. Diavolul are armele Lui, folosește armele Lui, dar și noi avem la dispoziție armele Lui Dumnezeu, avem cuvântul Lui Dumnezeu, avem puterea Lui Dumnezeu, avem ajutorul Lui în ispită. Și Dumnezeu vrea să fim biruitori. Și atunci când vine ispita, avem și pe Domnul Isus Hristos, care a fost ispitită toate lucrurile ca și noi. Și tocmai aceasta îl face pe Isus Hristos, cel mai îndreptățit, să ne ajute să ne, ne, sfătuiască, să ne spună cum putem să-L biruim pe cerul, pentru că în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi. Mă rog ca Dumnezeu în anul acesta să ne ajute să împlinim toată voia Lui. În anul acesta să fim niște biruitori și atunci când va veni diavolul să ne ispitească în domeniile acestea ale vieții, noi să spunem, este scris, acesta este cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu ne va ajuta să fim biruitori și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute în anul acesta să fim biruitori în ispitele pe care le avem, amin.